Hey, eu sunt Mr. Cool Games, bine v-am regăsit la un videoclip. La acesta... acesta este topul meu 15 de Pokémon preferați. Sper să vă placă. Numărul 15. Nidoking. Nidoking e un Pokémon pe care nu l-am folosit atât de mult. Chiar nu-mi place atât de mult. Chestia cu el e că îmi place foarte tare designul lui. E atât de feroce, e atât de badass. E unul dintre cele mai bune designeri în generația 1 după mine. Și e de Poison Ground, cu două tipuri foarte super. Poison e un tip foarte subestimat și Ground, fucking Earthquake. În anime, Gary Oak avea un Nidoking și era super. În manga era un Nidoking în Safari Zone și era puternic, îl fugărea pe Red prin Safari Zone. Una din chestiile care îmi place mie cel mai mult la Nidoking e cât de multe mișcări învață el. Și când zic multe, chiar am în vedere, cred că 70-80% din toate TM-urile le învață Nidoking și asta e foarte super. Și shiny-ul lui se face de culoarea asta albastru, azurie și e super. Numărul 14. Jolteon. Jolteon, după mine, e cea mai puternică evoluție. Întâi de toate, e unul dintre cele mai mari speed-uri din tot jocul, care... cui nu-i place asta? În al doilea rând e un Pokémon de electric, care nu încasează super efectiv decât de la Earthquake, care... știți, găsești des Earthquake, dar totuși Jolteon are Hidden Power Eyes ca să aibă grijă de aia. Plus, designul e foarte, foarte super. Cu mixul între viteză incredibilă și special attack foarte bun. Plus are un pic de special defense, deci e un Pokémon de electric de vis a oricui. E unul dintre cei mai tari Pokémon de electric care a existat vreodată și ce mai mult poți vrea de el. Una din chestiile care mi-a plăcut cel mai mult la el sunt sprite-urile de-a lungul generațiilor și preferatele mele cred că sunt cel din prima generație, unde chiar doar îmi place fața pe care o face el, moaca aia supărată, și la fel e și în generația 6, care e a doilea. Recent am folosit câteva Jolteon, primul a fost în Leaf Green, când l-am folosit pe Sparky, sau pe Sparkly, am uitat cum se chema, și apoi pe X version am folosit unul pe care îl chema Sparks, și ambii erau super. Și da, Jolteon rămâne evoluția mea preferată, în primul rând pentru că am folosit-o cel mai mult, dar în al doilea rând sunt cauze pentru care am folosit evoluția asta. Numărul 13. Whismur. Ok, să vă zic sincer, eu îl urăsc pe Whismur. Îi urăsc designul, urăsc felul în care arată, îi urăsc craiul, urăsc totul. Doar că, să zicem, e ceva mai complicat cu Whismur. La un moment dat am început eu să joc Pokémon Emerald și am ajuns în peștera cu Whismur. Am uitat cum se chema, apropo. Și Whismur, păi, mă enerva foarte, foarte tare. Nimeream de fiecare dată în el, îi auzeam craiul stupid, își mișca capul ca un idiot, arăta stupid. Voiam să strangulez Whismurii la un moment dat, să le tai capurile, dar oricum, odată mă plimb eu prin peștera aia și ce să vezi? Am găsit un motherfucking shiny Whismur și am câteva screenshot-uri. Și bineînțeles am și Xcloud-ul care a devenit, l-am numit Holy Shit Shiny, pentru că e primul meu shiny pe care l-am găsit eu vreodată și e super special pentru mine. Plus Xcloud, să fim sincer, arată super și mai ales shiny. Dar totuși, dacă vreți să vă arăt cam cum am reacționat eu când l-am văzut, am înscenat acum ceva, deci da, o să pun asta chiar acum. Doamne, cum mă enervează iepurii ăștia. Sunt gata să strangulez unul. Iar? Glumiți? Oh my god! Numărul 12. Gengar. Gengar e un Pokémon care a ajuns la mine din motive complet... Din destină, să zicem. Deci, prietenul meu bun, pe care poate l-ați ști, poate nu l-ați ști, el e un mare fan al lui Dragonite și cred că Dragonite e Pokémonul lui preferat sau ceva de genul. Și cam prin anul 2014 sau 2015 făceam noi des Wi-Fi battle-uri între noi
Și el avea un Dragonite, pe care îl chema Marihuana, apropo. Și mă bătea de fiecare dată, folosea Hyper Beam de incredibile ori și doar pac, 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 pac. Și nu știam de Ice Beam pe atunci, nu știam cât de slab e Dragonite contra Ice Beam. Și mă gândeam, cum oare aș putea să opresc Dragonite? Și m-am gândit, băi, Mr. Cool Games, tu folosești Pokémon prea lenți. Și deci am găsit un Ghastly cu natura Hasty și urgent l-am evoluat în Gengar, l-am dus la level 100 și i-am umilit Dragonite-ul. Așa doar să fie. L-am outspeedat, hipnosis, freaking psihic și s-a dus gata. Deci numesc Gengarul Rasputin pentru că e sinistru și poate... Se poate juca cu magia neagră sau ceva de genul. Numărul 13. Abilitatea tehnică. Mă scuzați. Adică Rillum și Scyther. Nu știu, nu pot să aleg dintre acești doi Pokémon. Sunt atât de similari. Chiar eu prefer să zic că sunt... sunt oponenți într-un fel sau altul. Rillum e un Grass Fighting type și Scizor e un Bug Steel type. Ambii au același stat ca atac și se bazează în aceleași staturi, attack și defense. Și cum să zic, Scizor arată mult mai super decât Rillum, dar Rillum e drăguț, e ok. Dar ce m-a făcut să-mi plac acești doi Pokémon atât de tare, în afară de designuri, este abilitatea Technician. Doamne, deci e probabil una dintre cele mai tare abilități din tot jocul după mine. Mișcările pentru Scizor, bineînțeles, sunt Swords Dance, U-Turn, Bullet Punch și Knock Off, cu investire maximă în HP și atac. Și bineînțeles pentru Rillum, care e bine cunoscut pentru mișcarea Spore, care e una din mișcările mele preferate. Spore, Bullet Seed, Mach Punch și Rock Tomb, cu investire maximă în atac și speed. Și Rillum e super, Scizor e super, anume din cauza abilității astea. Și... tehnic vorbind, e mai mult o abilitate decât Pokémon, dar abilitatea m-a făcut să-mi placă Pokémon atât de tare, deci, da. Numărul 10. Lugia. Ce avem aici este ceea ce era odată legendarul meu preferat. Știți, încă mai place Lugia, totuși. Lugia, să zicem că e primul legendar pe care l-am folosit eu vreodată, e primul legendar de care chiar m-am interesat eu vreodată. Lugia... eu am prins un Lugia pe Leafgreen-ul meu și l-am numit Shadow și a devenit, știți, powerhouse-ul echipei mele. Avea cele mai OP mișcări, avea Aeroblast, avea Ice Beam, avea Hydro Pump și avea freaking Psychic, care, știți, era OP pentru Leafgreen și prietenul meu, care era swipui de fiecare dată de Lugia-ul meu, îl ura. Și de el îi place Ho-Oh. Și de obicei văd așa chestiile. Ho-Oh sau Lugia, mulți oameni se întreabă care e mai puternic. Păi, Lugia are Hydro Pump, GG. Și cum îmi place mie să joc cu Lugia e să-i dau Assault Vest-ul și mișcările care le-am enumerat acum. Știu că Lugia e mai mult tank și trebuie să fie folosit la stalling cu recover și prostii din alea, dar mie nu-mi place. Mie nu-mi place să fiu bou enervant cu prostiile alea și doar... dar vreau să swipuiesc cu Lugia-ul meu și e un Pokémon foarte super. Și bineînțeles, cum să nu menționez eu pe Shadow Lugia. Uitați-vă și voi cât de super arată. Numărul 9. Charizard. Păi, știți, să fiu sincer, eu îl detest pe Charizard. Nu e ca un Whismur că nu-mi place. Eu îl urăsc pe Charizard din toată inima. Dar de ce caută Charizard pe lista asta? Hai să vă povestesc și eu un pic. Ca toți noobii, l-am ales pe Charmander în primul meu joc de Pokémon Red. Nu vă faceți griji, nu-l consider pe Charmander primul meu starter, ci pe Squirtle, pentru că n-am jucat niciodată un joc plin, original, cu Charmander. M-am lăsat odată ce mi-am dat seama că Brock e gymul de rock și Misty e gymul de water, care sunt amii buni contra Charmander, și mi-a zis bullshit, mă duc să aleg pe cel de water pentru că, e o prostie. Și de atunci am avut eu mereu ura asta pentru Charizard, și faptul cât de popular e, pentru că, să fim sinceri, designul lui e varză, staturile lui sunt foarte varză și mișcările sunt... nu.
Dar totuși, totuși, ce caută Charizard aici pe listă? Mega evoluțiile lui sunt ceea ce a făcut, l-a făcut pe Charizard într-o porcărie în unul dintre cei mai buni sweeper din din XY, unul dintre cei mai buni mega, una dintre cele mai bune mega evoluții, mai ales Y. Știți, odată eu eram unul din fanii lui Charizard numărul 1 și îmi placea foarte tare cum arată și e dragon, e dragon, de fapt nu e dragon. Și îmi place foarte tare mega evoluția X, dar totuși când prietenul meu bun pe care l-am mai menționat și-a luat Pokémon Y, și-a scos Charizardul Y cu drautul ăla și când i-am văzut spinii și coada aia majestică, mi-am zis gata, Charizard X, ești o prostie, asta e noua mea mega evoluție preferată. Și da, Mega Charizard X e după mine unul dintre cei mai puternici Pokémon de foc din tot jocul. Numărul 8, Magikarp. Ați auzit foarte bine, ați auzit mai bine decât oricine. Îmi place Magikarp mai mult decât Charizard. Da, știu, e timpul să dați un subscribe, dar nu vă las. Totuși, ce mă face pe mine să-mi placă Magikarp mai mult decât Charizard sau orice mai era pe lista asta? E faptul cât de similar suntem noi doi. Vedeți voi, eu când eram un copil mic, știți, nu eram întocmai cel mai musculos, nu eram întocmai cel mai iubit și stimat de toată lumea, eram de fapt cam enervant, eram slab, eram fricos, eram scund și nimănui nu-i plăcea de mine. Și eu îmi ziceam, poate într-o zi o să reușesc cumva să impresionez oamenii cu ceva și poate cumva o să am șansa să stau și eu cu copiii șmecheri. Dar știți, mereu mi s-a părut Charizard de genul ăla de Pokémon care are potențialul. Și mi-am antrenat Magikarp-ul fără să știu în ce evoluează. Fără să știu în ce evoluează. Da. Da, eram foarte mulțumit. Gyarados este unul dintre cei mai puternici Pokémon de apă pe care am folosit vreodată. Dragon Dance, Waterfall, Ice Fang, Earthquake. Boom! Iată, asta e. Și Moxie, da, și Moxie, să nu uităm. Gyarados e absolut incredibil, dar totuși, de ce l-am băgat eu pe Magikarp? Adevărul este că mie nu prea îmi plăcea Gyarados atât de tare dacă nu era pre-evoluția lui Magikarp. Anume, transformarea dintr-un pește slab și fricos și mic și care e bun de nimic într-o bestie mare. Și Magikarpul meu se cheamă level 20. Știi de ce? Pentru că atunci va evolua el și voi toți veți regreta că ați râs de mine și de Magikarpul meu. Numărul 7, Shaymin. Sau dacă vreți, Shaymin Skyform. Dar oricum e același Pokémon. Știți, mie de când eram mic îmi plăcea Sonic. Dacă mă știți bine, știți că Sonic e seria mea preferată de jocuri, fără dubiu, chiar mai mult decât Pokémon. Și mereu mi-a plăcut Arici. Sonic e Arici, mereu mi-a plăcut Arici, e un animal destul de tare, îmi place cum arată, îmi place că se rotește, îmi place că e atât de drăguț și m-am gândit, ei, există vreun Pokémon bazat pe Arici? Da, există Cyndaquil și există Sandslash, dar... Dar chestia cu Shaymin e că el e de gras și în caz că nu știați, gras e tipul meu preferat. Și Shaymin normal nu e atât de interesant pentru mine, adică da, e drăguț, e de gras, e un aricel mic, dar ce m-a surprins la Shaymin e Skyform-ul lui. Și Shaymin Sky e, cred că, cel mai puternic Pokémon de gras din cei care există, în afară de unul care urmează să mai zic. Dar Shaymin Sky e un legendar, știți, e unul din unicii legendari de gras. Și Air Slash Seringrace, asta e tot ce vreau să vă zic. Air Slash Seringrace și Sidler e super. Și bineînțeles Earth Power are și Energy Ball sau Giga Drain sau orice alte prostii, dărâmă orice în cale. Și apropo, ați văzut asta? E adorabil. Plus, Shaymin Sky, Virizion, cam seamănă. Sunt unii cu care s-a gândit la asta? Cred că nu. Numărul 6, mascota mea. Acesta este Aipom. Faceți cunoștință cu Aipom. Aipom e adorabil, nu? Motherfucker.
King Apom. Și asta e mascota mea, Apom. De ce îmi place mie Apom? De ce îmi place mie Apom? Apom e o maimuță. Ați auzit bine, o maimuță. Și mie îmi plac maimuțele. Și știți, eu am citit Pokémon Adventures, Red, Blue, Yellow, a fost ok, dar totuși, pâinea cu unt din Pokémon Adventures este fără dubiu Gold Silver Crystal. Și personajul principal din Gold Silver Crystal era Gold. Și Gold avea ca Pokémonul lui Ace un Apom. Și era super, îmi plăcea, era foarte rapid, îmi plăcea că zâmbea mereu, îmi amintește un pic de mine când eram mic. Și plus zâmbetul ăla e cea mai adorabil chestie, e cea mai adorabilă chestie din lume. Pare că îi plac bananele. El cred că ar fi un prieten foarte bun cu Tropius. Și bineînțeles îmi place și Ambipom, ca design totuși îmi place Apom mai mult. E una din chestiile alea cu, când îmi place pre-evoluția mai mult ca design și evoluția mai mult ca folosință. Și da, Ambipom poți să folosești foarte ușor cu Tehnician, am mai menționat Tehnician de mai multe ori, dar el lucrează un pic mai diferit, el, chestia importantă cu el e să outspeedeze cât de mult, să lovească cât de mult, fake out, return, knock off, toate sunt mișcări bune pentru el. Motherfucking Ambipom, asta e tot ce pot să zic. Numărul 5, Clefable. Acest Pokémon a ajuns pe lista asta doar pentru că l-am folosit eu odată și a fost cel mai puternic Pokémon pe care l-am folosit eu vreodată, o să fiu sincer. N-a feintat tot jocul fără să încerc. Clefable era MVP-ul din playthrough-ul meu de Fire Red Omega, Tinkerbell. Acel Clefable, el era cel mai puternic Pokémon din acel playthrough și nici nu l-am prins fără să vrea, nici nu l-am prins intenționat, doar eu am obiceiul de a prinde tot ce văd în cale și am prins un Clefairy fără să vreau și mi-a fentat toți membrii de echipă și am început să folosesc un pic fără să vreau. Era puternic și l-am păstrat în echipă. A evoluat și E cel mai super. Clefable, ești super. Tinkerable, bineînțeles, strategie perfectă cu el, e frustrare maximă. Unaware, Swagger, Cosmic Power, Wish, Toxic, Leftovers. E absolut incredibil. Clefable, tu ești super. Tu ești fața lui Lucifer în persoană. Și da, el e durerea în fund a smogonitilor. Numărul 4, Drapion. Știți, nu prea știu ce caută Drapion pe lista asta. Nu știu cum a ajuns atât de sus, atât de repede. Pentru că eu nu chiar știam de existența lui Drapion până acum 2 luni. Știți, eu noaptea nu prea dorm. Și stau eu noaptea în telefon uitându-mă la lupta dintre Ash și Paul, pe care aparent n-am văzut-o. Și să zicem că m-a impresionat mult, mai ales Pokémonul lui Paul, dintre care cel mai mult mi-a plăcut Drapion. Drapion e un scorpion și toată lumea știe, scorpionii arată super din ce punct de vedere nu te uita. El e de Poison și Poison e un tip foarte, foarte subestimat în Pokémon și e foarte super, pentru că Drapion e un Pokémon destul de bun ca sweeper și chiar dacă are cel mai mare stat defensul, nu vă lăsați păcăliți, pentru că atacul și speed-ul, care sunt 90 și 95 respectiv, îl face un sweeper absolut. Îi dă scope lens-ul cu abilitatea sniper, cross poison, night slash, e foarte bun. Criticalurile se transformă mișcările stab în mișcări duble, deci tehnic vorbind e acum adaptability. Îi mai dai și Swords Dance, are Earthquake doar pentru coverage. Drapion arată super, e de poison, are o strategie foarte tare. E Drapion, ce să-i zic, e Drapion. Numărul 3, vă place pui fript? Mie da. Mie îmi place puiul fript foarte tare. Magmortar. Acest Pokémon e cel mai tare. Cum să zic, nu l-am
nu l-am prins ca... pentru că voiam, l-am prins pentru că am fost nevoit, altfel îmi omora toată echipa și îmi pierdeam jumate din bani. Să zicem doar, m-a împins destinul în Magmortar și mă bucur foarte tare. Magmortarul meu, KFC, m-a slujit bine. Are mișcare atât de versatile, are acces la Fire Blast, Focus Blast, Thunderbolt, Psychic, are Vital Spirit, Assault Vest, are tunuri în loc de mâini, e de foc, e o rață, e friptă și seamănă cu motherfucking Hitchcock. Atât de super e tipul ăsta. Plus, în caz că nu v-ați dat seama, Magmortar e unul dintre cele mai bune counter-uri la Darkrai. Ei, Darkrai, folosește, te rog, chiar am uitat, Dark Void, ok, Dark Void, deci Darkrai folosește Dark Void pe tine și tai Vital Spirit și tu și nu dormi. Și el are acesta Focus Blast care îl dă gata pe loc pe Darkrai și ce să mai zic despre el? E KFC, e Burn Hill-ul meu, e Magmortar, Fire Blast, e un pui fript, ok? E un pui fript. Și mie îmi place pui fript. Numărul 2. Bulbasaur. Bulbasaur. Deși cât de mulți oameni mă urăsc pentru asta. Mulți oameni chiar mă urăsc pentru că îmi place acest Pokémon. Și eu n-am ce zice. Bulbasaur e Pokémonul care m-a învățat că nu doar opiniile și chiar destinul contează. Doar o să vă povestesc despre Bulbasaur, despre mine și despre Bulbasaur. Știți povestea cu Motanul încălțat? Povestea în care Moralul moare și le dă fiilor lui 3 moștenire. Fiul mare a primit moara, fiul mijlociu a primit măgarul, dar fiul mic a rămas cu Motanul. Și în cazul meu, eu și doi prieteni ai mei, între care una e fată, unul e fată, trebuia să facem un târg. Fiecare alege un starter și își începe jocul. O fata pe loc l-a ales pe Charmander, zicea că e cel mai drăguț, zicea că e cel mai puternic, l-a luat. Ok, eu mi-am zis, Squirtle e oricum mai bun. Păcat, prietenul meu l-a ales pe Squirtle pentru că lui place apa. Apropo, eu urăsc apa. Ceea ce înseamnă că am rămas cu broasca verde. Știți, niciodată nici m-am gândit la Bulbasaur până atunci. Nici nu m-am uitat la el până atunci. Nu mi s-a părut interesant sub nicio formă. Dar cu timpul, Cactus, Bulbasaur ăla, el a dărâmat tot ce era în cale. Totul, până la Lieutenant Surge, când am prins un Geodude. Până atunci, el era unica chestie care a distrus tot în calea lui, în timp ce ceilalți doi de obicei, toți cu starterii lor, au prins alți Pokémon la echipa lor, Oddish, Pikachu, Mankey, Nidoran, n-aveau nevoie de ei. Eu aveam nevoie doar de Bulbasaurul meu. Bulbasaur, Cactus, cel care a ajuns prima oară la level 100. Este starterul meu preferat și credeți-mă, dacă nu era ceva personal cu Pokémonii care sunt pe locul întâi, Bulbasaur era fără dubiu Pokémonul meu preferat a tuturor timpurilor. Apropo, ghiciți cine l-a ales pe Bulbasaur? Red? Numărul 1. Bulbasaur! Nu, Mr. Goggins, acum hai, fii serios! N-ai cum să ai pe cineva care să detroneze pe Bulbasaur de pe locul întâi? Păi, comentator prost, parțial e corect. Doar că Bulbasaur nu e detronat. E doar cu un tron un pic mai scund decât cei de pe locul întâi. Și da, cei de pe locul întâi sunt doi Pokémon. Care sunt aceștia? Shuckle și Rotom. Știți? E foarte ciudat să zic asta, în sfârșit, pentru că eu nu am o cauză solidă pentru care îmi plac acești doi atât de tare. Eu chiar nu am o cauză atât de solidă să zic de ce îmi place Shuckle și Rotom atât de mult. Pentru că ei nu au absolut nimic în comun. Absolut! Absolut! Shuckle este un bug rock type. E super. După cum vedeți, avem niște fan art aici. Game Freak, vedeți asta?
trebuie să băgați asta în jocuri, ascultați-vă fanii. Avem niște niște variații de Shackle care arată super, arată ca un trapping, arată ca un badass, arată ca Shackle simplu. Era și un Shackle în anime care era shiny, știți, era mai mult așa, doar un easter egg e shiny. Plus Shackle shiny e albastru și e cel mai super. Și Rotom. Gimmickul lui Rotom e ceea ce m-a făcut să-mi placă Rotom atât de mult. Știți mie, eu nu prea știam de existența lui Rotom până acum, până astă vară. Și atunci m-am lovit de tipul ăsta care avea un Rotomoaș care mi-a dărmat toată echipa, fără dubiu. Toată echipa, și eu mi-am zis: ce chestia asta? O vreau imediat! Și mi-am luat imediat un Rotomoaș pe Pokémon X și m-am îndrăgostit de el. M-am îndrăgostit de acea chestie, de acea chestie micuță care se poate transforma în atâtea lucruri, care se poate morfui într-o mașină de spălat, într-un toaster, într-o mașină de tuns gazon. E super, e Rotom! Și și voi îmi spuneți: păi, ce are Rotomoaș asupra Blastoise-ului meu? Adică Blastoise poate să da Hydro Pump toată ziua și să ia orice hit de la oricine. Și Rotom vă zice: păi, eu pot poseda o mașină de spălat. Voi puteți poseda o mașină de spălat? Nu. Eu sunt cel mai tare, pentru că știu să posedez mașini de spălat. Shackle și Rotom, Pokémonii mei preferați. Shackle și Rotom sunt Pokémonii preferați ai lui Mr. Cool Games și așa va rămâne pentru totdeauna. Până când va apărea ceva de Normal Ghost. Sakara